Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire în cadrul căreia vreau să văd care este relația dintre tine și o anumită persoană în acest moment, care este stadiul relației, ce gândește, ce simte și ce este la baza manifestărilor fiecăruia, dar și ce urmează în viitorul apropiat, dar și în viitorul puțin mai îndepărtat. Dacă nu ai pe nimeni în minte, poți să lași pur și simplu tarotul să-ți transmită mesaje în legătură cu relația pe care tu o ai cu oamenii din jur. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, te invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurva, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje. Bun, se pare că a început citirea. Văd aici un drum care este între voi sau între tine și cineva. Poate te gândești să faci un drum sau poate o relație anume se află într-o perioadă de schimbare. Mai poate să fie. Avem soarele și cavalerul de spade, 4 de monede. Văd aici o persoană foarte determinată să schimbe ceva, să acționeze. De asemenea, văd multă sinceritate, multă pasiune în acest moment, dar mai văd aici și o persoană puțin orgolioasă sau poate să fie o persoană mai dificilă. Da? E cineva care are un ego foarte puternic. Soarele aici vorbește despre o legătură cu zodia Leu pentru unii, dar soarele bineînțeles că vine și luminează toată etalarea, adică îi dă o notă mult mai pozitivă, îi dă un vibe pozitiv. Unii poate sunteți foarte mult concentrați în acest moment pe un proiect, pe oficializarea unei relații, pe un copil. În momentul de față ziceam că este acest 6 de spade, deci este clar că relația merge într-o anumită direcție sau poate chiar un drum care este între voi. Unii poate sunteți într-o relație la distanță. Pentru alții simt aici că împreună cu cineva mergeți spre o anumită direcție. La baza manifestărilor tale este regele de bâte, pentru unii o legătură cu zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este un bărbat aici care are o influență foarte mare asupra ta. Poate să fie o persoană foarte energică, binevoitoare, plină de viață, dar unii e ca și cum sunteți foarte mult influențați fie de o pasiune pe care o aveți, fie poate de o afacere în alte cazuri. Cealaltă persoană, 3 de spade, deci cealaltă persoană se află într-o perioadă de vindecare aici. Da? Persoana aceasta a avut inima frântă, poate de către tine sau în general. Omul acesta trece printr-un moment puțin dificil, da? Dar în inima ta avem turnul. Turnul care, uite, poate să reprezinte și faptul că ești într-un moment în care îți arăți așa emoțiile fără jenă, este un moment în care dai dovadă de sinceritate, dar pentru unii simt aici și o perioadă așa în care fie ești mai agitat, mai agitată, mai nervos, mai nervoasă. Un eveniment neprevăzut din punct de vedere personal, mai văd. 9 de monede, cealaltă persoană. Cineva aici are o foarte mare încredere în tine. Dar de asemenea văd și pe cineva care te poate ajuta, poate din punct de vedere financiar sau încearcă oarecum să-ți fie alături. 8 de cupe în mintea ta. Este un moment în care te gândești aici să abandonezi ceva, să lași ceva în spate, ceva ce nu te mai ajută. Unii poate amânați un proiect, alții poate sunteți într-o perioadă în care ziceți, uite, hai să dau la spate tot ce a fost rău și să mergem mai departe. Avem cavalerul de bâte aici, o persoană foarte nerăbdătoare să te întâlnească sau poate să reprezinte și o persoană care se simte atrasă de tine foarte mult. Mai poate să însemne în unele cazuri
Și faptul că oamenii din jurul tău sunt dornici de aventură, se grăbesc, iau totul așa pe repede înainte. Dar ce văd aici este că tu ai o energie mult mai matură, mult mai așezată față de această persoană. În curând văd o întâlnire aici între voi, poate chiar în casa ta sau în casa acestei persoane. Văd aici de asemenea și o legătură foarte puternică cu ideea de familie, de casă, stabilitate. Poate o discuție pe care o ai cu cineva în legătură cu o familie, în legătură cu un grup de oameni. La baza manifestărilor tale, 10 de bâte. Uite, poți să fii într-un moment în care simți mai multă oboseală. 10 de bâte poate să însemne și că în viitorul apropiat e posibil să te simți puțin consumat de ceea ce se întâmplă acum, pentru că e un moment în care tu te consumi foarte mult. Cealaltă persoană, 8 de spade, cealaltă persoană văd aici că va fi blocată în legătură cu ceva, poate chiar în viitorul apropiat acest om poate avea niște probleme legale sau poate să fie în mintea acestei persoane în viitorul apropiat ca un fel de obsesie și să fie sub influența acelor gânduri. În inima ta avem 7 de bâte, deci în viitorul apropiat văd că tu vei lupta foarte mult pentru persoana aceasta sau pentru ceva care ține de casa ta, familia ta. E ca și cum îi vei spune acestei persoane, uite, am obosit să aștept sau hai să vedem ce facem mai departe, e ceva stabil, nu e ceva stabil. Pentru unii poate să fie și o atitudine pe care o luați în legătură cu o problemă din casă, din familie. Sau în legătură cu ideea de a face o familie, poate. Uite, cealaltă persoană avem asul de bâte, deci cealaltă persoană va fi foarte bucuroasă, energică, cealaltă persoană va simți foarte multă atracție, iarăși în cadrul acestei întâlniri. Dar uite, avem valetul de cupe, deci o invitație pe care o adresezi cuiva. Valetul de cupe poate să însemne și o veste bună pe care o poți oferi unor oameni dragi. Sau chiar în mintea ta aici poate să fie și un nou început, cumva o nouă etapă, pentru că e clar că ceva trebuie să se schimbe în această relație sau în relațiile acestea. Cealaltă persoană e eremitul în viitorul apropiat, deci omul ăsta poate să fie ceva mai sceptic, îți poate spune ceva de genul hai să luăm lucrurile încet, hai să ne bucurăm de moment, dar ce văd aici e că poți primi niște sfaturi foarte înțelepte de la această persoană. Unii poate intrați în contact cu un specialist, cu cineva care are o experiență de viață sau are o experiență într-un anumit domeniu. Omul ăsta are niște probleme aici, niște probleme. Sau cineva din jurul tău. 8 de monede, uite. Lucrați aici sau veți lucra împreună la ceva, fie că faceți curățenie împreună, mâncare, fie că aveți un proiect în comun, fie că este despre a repara relația sau despre a construi ceva împreună. La baza manifestărilor tale, asul de cupe, deci o veste bună, un nou început, poate o veste eliberatoare, asul de cupe poate să însemne și o șansă, da, pe care tu ești gata să o oferi vieții, dar e clar că în viitorul puțin mai îndepărtat te văd aici într-o cu totul altă energie. Cealaltă persoană, cavalerul de cupe, deci omul ăsta în viitorul apropiat va fi dornic, da, să vină către tine, să se vadă cu tine, va fi dornic de dragoste. Pentru cei singuri, vedeți că sunt șanse să apară cineva în viitorul apropiat. Doar că este o persoană care atunci când te cunoaște va fi puțin sceptică, va vrea să dea un pas în spate, să aștepte și să vadă ce anume s-ar putea întâmpla. În inima ta avem 6 de cupe, deci în viitorul apropiat vei concentra foarte mult poate pe un copil, pe un suflet pereche, pe copilul tău interior, vei da dovadă de sinceritate. Cealaltă persoană, 2 de cupe, uite, deci se va întâlni cu tine sau puteți să aveți aici un moment în care vă sprijiniți unul pe celălalt, vă ajutați. O întâlnire văd aici poate cu un prieten vechi sau cu o persoană din trecutul tău.
Poate să fie și cineva din familie care e apropiat de inima ta. Iar ultima carte pe partea ta avem Marele Preot. Deci văd aici niște gânduri de căsătorie pe care le poți avea în viitor sau poate chiar gânduri de a deveni părinte, poate chiar gânduri de a-ți exercita, da, o anumită autoritate, poate în familie, poate la muncă, în general, în jurul tău. Dar cealaltă persoană avem 7 de spade. E ca și cum omul ăsta fuge de responsabilități sau nu vrea să-și asume ceva anume. Poate persoana aceasta să dea dovadă și de diplomație sau să-ți spună, uite, mai așteaptă puțin, că o să fie. Dar în același timp, totuși văd că omul ăsta se poate simți trădat, mințit sau tot poate să fie că e ca și cum fuge de responsabilitate. Eu nu văd în energia acestei persoane ceva sigur, stabil, ci mai degrabă te văd pe tine că te lupți foarte mult pentru această situație. Omul ăsta e mai singuratic din fire, îi place să își trăiască viața, îi place să se bucure de fiecare moment, nu vrea, cel puțin în acest moment, ceva extrem de stabil, pentru că este teamă. Poate fuge de o întâlnire, da? O întâlnire, să zic așa, cu cineva drag ție. Hai să vedem despre ce este vorba în acest moment cu turnul ăsta, vreau să văd. Turnul a venit clarificat de turnul și judecata. Deci tu ești într-un moment aici în care vrei să-ți clarifici viața privată, asta e clar. Și aici mă refer și pe partea de familie și de prieteni și de iubire. Uite, avem nebunul, da? O dorință de noi începuturi pe care o ai. Nu mai vrei să stai în mocirlă, nu mai vrei să stai într-o situație ciudată. Hai să vedem în viitorul apropiat. Ce va fi persoana aceasta blocată? Ei, da, persoana aceasta se va simți extrem de atrasă de tine, pentru că avem Cavalerul de Bâte, Îndrăgostiții, 3 de Monede, Pajul de Bâte. E ca și cum își va dori un moment pasional aici alături de tine. Pentru unii poate să însemne și faptul că persoanei acestea, așa cum am spus, îi poate fi complicat, da, să iasă din această stare de aventură, de distracție, de a trăi așa la plus infinit. Pentru unii, bineînțeles, mai văd aici și o legătură cu zodia Gemeni. Diavolul. Deci omul ăsta va avea o obsesie sau își va dori fie să dețină controlul asupra ta, fie este despre niște frici pe care le are. Poate e ceva ce s-a întâmplat în trecut și care încă are impact asupra acestui om sau va avea impact. Să vedem la tine 10-le ăsta de bâte. De ce te vei simți obosit sau obosit? Roata destinului. Marea Preoteasă. Vine să-ți transmit că ceva aici se învârte în gol sau poate în viitorul apropiat tu vei simți că această situație se îndreaptă spre o anumită direcție, poate nu spre cea care îți dorești tu, dar pe de altă parte pot fi aici niște secrete care sunt dezvăluite. Vei simți aici că e ca un capăt de linie. Vei simți nevoia de meditație, de izolare, de odihnă. Unii chiar în viitorul apropiat văd aici destul de obosiți în legătură cu o teorie care tot e dezbătută acolo, dar nu se pune nimic în practică. 10 de spade, temperanța, deci 8 de bâte, este clar aici, da, o oboseală. Da, posibil să zici, băi, am obosit să-mi tot fac planuri, să acționez așa, mă rog, doar la nivel teoretic, pentru că fizic nu văd nimic. Să vedem totuși 8-ul ăsta de monede. Ce zici? La ce lucrați voi aici? La ce veți lucra de fapt? Pajul de monede, 10 de monede. Na, e posibil să
studiați împreună ceva legat de casă, ceva legat de stabilitate, ceva legat de un grup de oameni, tot pentru unii dintre voi. Poate să însemne aici și faptul că fie încercați să construiți ceva, fie este despre a căuta o casă, despre a discuta aici foarte intens despre o mutare împreună. Hai să vedem șapte de spade. Totuși, de ce fuge persoana aceasta? Sau e doar mai diplomată așa din fire? Avem faietonul, marele preot. O legătură cu zodia Taur, zodia Rac. Pentru persoana aceasta, în viitorul mai îndepărtat, poate să fie ca o provocare toată această situație. Pentru că, așa cum am spus, eu văd foarte multă imaturitate aici la acest om. Din punct de vedere emoțional, e mai indiferent de vârstă, dar imaturitatea emoțională se manifestă. Nu puteți să ziceți că nu. Regina de cupe, 10 de cupe, 6 de bâte. Sau poate omul acesta va fi bucuros, e ca și cum zice, gata, te-am prins în mrejele mele, te-am prins în această situație și rămânem așa până la adânci bătrâneți. Hai să vedem ce zice și tarotul meu în legătură cu situația aceasta. Avem companie plăcută, cununie, relație, veste bună și boală. O întâlnire pe care o ai cu cineva drag ție, poate o întâlnire cu un cuplu sau o întâlnire cu o persoană care se află într-un cuplu și care îți povestește despre ceva ce se întâmplă acolo, este o veste bună, dar care ține fie de o problemă de sănătate a cuiva, fie de o problemă de suflet. Deci ce se va spune despre așa ceva? Iar aici mai avem următorul mesaj. Cineva dorește să te revadă, vei reuși ce gândești și dragoste sinceră. Da, deci este despre a reuși ceva. Și reușești ce gândești. E o întâlnire aici frumoasă. E clar aici, uite, o perioadă de schimbări foarte mari. Are legătură și cu dragostea, are legătură și cu dorința cuiva. Poate este o dorință a uneia dintre voi care poate nu e îndeplinită. Sau poate să fie pentru unii, atenție, și că o relație se oficializează. Deci dacă până acum ați stat și ați analizat situația, omul ăsta, uite, poate să fie pus în fața faptului împlinit. Dacă avem ofițerul, căsătoria și judecată. Avem dragoste, surpriză, deci omul ăsta îți poate face un cadou, îți poate face o surpriză plăcută din ce văd aici. Și poate schimba destul de mult opinia. Hai să vedem și acest oracol ce zice. Treaba asta a devenit prea mult pentru mine, pentru noi și este clar că ceva trebuie făcut. Am nevoie să te uit și să merg mai departe
Și avem ultimul mesaj, te iubesc. Este clar aici că persoana aceasta își dorește o resetare în această relație, în această prietenie, în această colaborare. Îmi imaginez că îmi vorbești prin muzică, te vreau în brațele mele, mi-ar plăcea să îmi pot lua cuvintele înapoi, dar nu mai are rost. Deci cuiva totuși îi pare rău pentru ceva ce a făcut și e posibil pentru unii să fie vorba și de o împăcare. Pentru că persoana este, uite, îi pare rău, îi pare rău de ceva. Deci vine cu o propunere bună, doar că această persoană are ca și scop, din ce văd eu aici, ca să dețină control. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.